Vă salut, dragi prieteni, într-o zi însorită de mai, o zi în care, după multe opintele, am decis să apar în fața dumneavoastră într-o ipostază inedită, aceea de moderator al unor dialoguri cu diversi oameni, de gazdă curioasă să afle ce gândesc și ce exprimă în fața camerelor de luat vederi diversi prieteni și amici, cunoscuți sau necunoscuți, personalități publice sau personaje mai discrete. Aș începe însă cu un monolog în care să explic cumva ce am avut în minte când am decis să pornesc pe acest drum al organizării unor șuete sub eticheta modernă de podcast. Și până să explic obiectivele pe care le urmăresc prin aceste întâlniri, aș zăbovi preț de câteva minute ca să dezvălui ce îmi propun să nu reprezinte ele întâlnirile. Înainte de toate, nu-mi doresc ca aceste taifasuri să fie calificate drept reclamă mascată pentru organizația din care fac parte. Dialogurile vor fi organizate, pregătite, derulate, exclusiv în nume personal, iar opiniile ori părerile pe care le voi exprima în aceste dialoguri nu se vor expresia sau ecoul unor poziții colective. Sunt ale mele personal. În al doilea rând, nu-mi propun ca prin aceste apariții să dau semnalul vreunui angajament politic sau ele să fie percepute ca manifest electoral sau parte a unui program civico-revoluționar. În al treilea rând, intenționez să organizez aceste întâlniri nu pentru că mi-aș propune să abandonez ori să părăsesc avocatura pe care o iubesc și să devin influencer, deși e o profesie în vogă. Nefiind jurnalist de profesie, nu îmi propun să fac concurență clasicilor talk show-urilor și ai podcasturilor. Pe urmă, e o precizare pe care țin să o fac, deși sunt un pasionat al dezbaterilor despre crizele geopolitice contemporane, nu urmăresc cu predilecție să atac aceste subiecte cu invitații mei, deși nu exclud ca, în anumite contexte și cu anumiți invitați, ele, subiectele fierbințe ale contemporaneității, mai ales că trăim vremuri complicate și marcate de tensiuni militare, politice, diplomatice, revin, nu exclud ca aceste subiecte să apară și în platoul nostru. Ceea ce pot promite însă este atenția pentru abordarea nuanțată, evitarea șabloanelor și a abordărilor lozincarde și grija pentru nuanțe. În fine, dacă sunt la acest capitol, țin să menționez că nu vreau să atac subiecte de scandal, de cancan sau subiecte care asigură neapărat audiența prin faptul că sunt legate de senzaționalul de cartier. Și ca să trec la ceea ce mă motivează în mod direct să organizez astfel de dezbateri, aș începe întâi cu o abordare metodologică. Da, voi organiza dialoguri în care voi intenționa să vorbesc despre importanța dialogului, despre importanța silogismului, a argumentației, a gândirii critice, a abordărilor nuanțate și a unui real schimb de idei în detrimentul unor monologuri paralele. Pe urmă, tot în acest registru al metodei, mi-aș propune, sper să și reușesc, o
abordare ușor diferită sau nuanțată sau măcar valorificarea unor unghiuri de vedere sau perspective care scapă cumva, din punctul meu de vedere, abordărilor oficiale pe care le întâlnim în dese emisiuni televizate. Și ca să revin la fond, ce urmăresc cu aceste dialoguri? Întâi de toate, fiind jurist, îmi propun să invit confrați, colegi, dar și neșcoliți în ale legilor, să discutăm despre starea democrației, dreptului și justiției autohtone. Pe urmă, despre semnele și semnalele instaurării pe nesimțite a unui regim autocrat, similar recentei dictaturi medicalo-marțiale pe care am trăit-o în perioada 2020-2022. Asta pentru că trăim noi așa, în plin val 4 al Revoluției Industriale, se vorbește despre un Great Reset, se vorbește despre revoluționarea gândirii umane, se vorbește despre fuziunea minții omenești cu inteligența artificială, ideologii curentelor oficiale vorbesc despre faptul că oamenii tind să devină animale controlabile sau entități inutile, motiv pentru care găsesc că dezbateri pe aceste subiecte sunt mai mult decât folositoare. Pe urmă, m-ar interesa să abordez cu oaspeții mei subiecte care țin de manipulare și tehnicile ei. Că tot vorbim despre pretextele care au dus la suprimări, restrângeri de drepturi și libertăți. Pretinsa pandemie și obligațiile corelative de a respecta așa zisa distanțare socială sau obligația de a purta mască. Pretinsa schimbare climatică și obligația corelativă de a ne restrânge activitățile în orașele de 15 minute. Pretinsa nocivitatea fermelor sau complexelor zootehnice și de aici obligația de a sau recomandare de a trece pe alimentație bazată pe gândaci și insecte. Pretinsa discriminare rasială ca rău sau flagel suprem și de aici nevoia suprimării culturii albilor și a altor forme asociate fenomenului cunoscut sub eticheta cancel culture. Exemplele pot continua. În fine, mă interesează ca împreună cu partenerii de dialog să captez atenția tinerilor, pentru că în calitate de părinte și fost pedagog, găsesc că ar trebui să acordăm atenție tinerei generații și să vedem cât de apropiați suntem de această generație, cum le înțelegem nevoile, cum ne apropiem de ei, cum îi ferim de pericole și false modele, cum gestionăm conflictele cu generația părinților și a bunicilor, ce instrumentar și geantă de scule le punem în brațe copiilor și adolescenților din ziua de astăzi pentru a-i pregăti în confruntările cu viața. Separat de aceste subiecte, evident, mă interesează, pentru că trăim vremuri foarte tulburi, să vorbim și despre virtuți. Și că lumea se țicnește tot mai mult pe zi ce trece, aș vrea să vorbim foarte mult de virtuțile creștine, precum iubirea, bunătatea, generozitatea, smerenia, de virtuți civice, precum curajul, spiritul civic, combativitatea, virtuțile estetice, care sunt tot mai atacate în ultima vreme, precum armonia și frumosul. În speranța că voi avea suficient timp, îmi propun să atac și alte subiecte, să vorbim câte în lună și în stele despre
starea economiei și starea sănătății, despre starea culturii și starea sportului și așa mai departe. Îmi propun să intru în dialog cu invitații mei, încercând să aflu și laturi ascunse ale personalității lor și ale biografiei lor. Cu toate acestea în minte, vă invit cu interes, sper să vă plac aceste dialoguri, sper să ne urmăriți și vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere, pentru îngăduință și pentru interes. Sper să ne revedem curând, vorba unui prieten, cu orice risc. Mulțumesc!